Legea 197 din 2016, care modifică legea numărul 50 din 1991, este criticată de specialiștii din domeniu. Astfel, cuantumul amenzilor este considerat prea mare chiar de cei care vor trebui să-i sancționeze pe contravenienți. De exemplu, dacă cineva construiește fără autorizație, cuantumul amenzilor pornește de la 1000 de lei, în timp ce nerespectarea proiectului de execuție te face pasibil de o amendă ce pornește de la 50.000 de lei. Este o lege aberantă pentru că și așa, la nivel de județ și la nivel de țară, cadre tehnice pe urbanism sunt deficitari și cei care sunt acum, mulți dintre colegii noștri, au zis decât să dăm amende de 500 de milioane vechi unui amărât la țară care și-a făcut un șopron sau o casă după ce, deci mai bine îmi dau demisia, pe bună dreptate. Această lege încurajează practic neobținerea autorizației de construire și intrarea în legalitate ulterior. O prostie, pur și simplu, cum adică? Dacă nu ți iei, plătești mai puțin, dar dacă ți iei și nu e în vigoare, și nu respecti. Nu respecti mai mult. Încurajează să nu respecte legile țării. Singurii care consideră că amenda nu este deloc mare pentru nerespectarea autorizației de construire sunt constructorii. Din punctul meu de vedere ca și constructor, legea este bună, binevenită. Din contră, eu aș merge mult mai departe, având în vedere nerespectarea autorizației de construcție, în speță nu respecti proiectul. Asta ajunge la faptul, se ajunge la faptul ca nerespectând proiectul să fie probleme foarte mari din punct de vedere al siguranței oamenilor. Pentru că și-au dat seama de greșeală, cei din guvern au solicitat mărirea amenzii și pentru neobținerea autorizației de construire. Chiar și cu această modificare, amenda ar urma să fie de minimum 5.000 de lei.